Trofeul Vocea României. Am revenit live și aflăm chiar acum câștigătorului sezonului cu numărul 10, Vocea României. Ce finală, ce invitați, ce voci, ce echipă! Și zic, pentru ultima oară în acest sezon, iată concurenții, iată antrenori, iată trofeul, iată plicul, hopa, clasamentul. Vocea care pleacă acasă cu trofeul și cu premiul de 100.000 de euro este... cecul în valoare de 100.000 de euro pe care Iulia l-aduce pe scenă și pe care tot Iulian... Felicitări, nu plânge! Nu plânge! Iulian Nunucă, câștigătorul sezonului cu numărul 10. Aplauze pentru Tudor Chirilă, a lui antrenor! Bravo, felicitări! Te rugăm ale tale vorbe, vrem să le auzim acum! Nu mai am nicio vorbă. Aplauzele sunt și pentru Andra Boteză. Iată, mama lui a venit pe scenă. Ce moment emoționant. Ce moment extraordinar. Iulian Nunucă. Iulian, ați asta crezut este la început de drum că se poate întâmpla acest lucru? Andra, ții cu mine, te rog. Iulian, te rugăm frumos, spune-ne cum te simți. Tudor, vino alături de el! Aplauze pentru Tudor Chirilă! Iată un antrenor fericit! Aplauze pentru Irina Rimes, antrenorul Andrei Botez, aplauze pentru Smiley și Teo Roz, antrenorul lui Winael Baldus, aplauze pentru Denis de Motens, aplauze pentru Teodor Debu. Stai un pic! Dă-i microfonul, te rog frumos să te auzi orice chestie. Deci abia mai pot să-ți rămâne, că e mai greu decât mine. Păi tocmai de-aia ți l-am dat. Vreau să menționez faptul că nu m-am așteptat vreodată să ajung aici cu profesoara mea. Andra mi-a fost profesoară de canto. Puțin timp, dar atât cât mi-a fost. Și acum nu-mi vine să cred ce trăiesc. Pentru mine premiul ăsta valorează mult în inima mea, dar nu pot să mă bucur așa cum știu eu de fapt să o fac, pentru că e mai important că am ajuns amândoi până aici. Ce exemplu mai frumos! Iată, profesorul și învățăcelul! Vă mulțumesc tuturor celor de acasă care m-ați votat, mulțumesc Tudor din suflet pentru tot. Am rămas fără cuvinte, în continuare sunt același copil, inocent, nu realizez ce mi se întâmplă, vă mulțumesc din suflet pentru tot și trăiți simplu și frumos.